Mă numesc Zun Gheorghe, la sede, născut pe 18 martie 1961. Sunt băștinaș din satul Măgdecești, născut în satul Măgdecești. Spun că căsătorită? Da, sunt căsătorită, am doi copii. Afacerea am pornit-o în anul 2000. Eu fost cam greu, primii ani. Am mai împrumutat cu bani la băieți, cu... Până ne-am pornit pe... Până s-a pornit lucrul. Locul merge ca la ziua de azi. Mulțumim Domnului. Suntem bucuroși de afaceri care avem. Vă ajută cineva ai familiei? Ai familiei, noi cum toți lucrăm ca atare. Deci e o afacere de familie? Ei cum, băieții au lucrul la o specialitate lor. Eu terminat facultatea, băiatul terminat dreptul. Și fata a terminat bănci credite. Eu au serviciul lor, ei lucrează. Nu? În țara, când zile de sărbători, când ne ajutăm eu. Conlucrăm, cum spune. Dar așa iau specialitățile lor, lucrează singur. Aveți angajați? Avem noi angajați. Soție cum o cheamă? Soție o cheamă Liuba. Ei mai mult lucrează cu... Ei și manager, ei și... Ies-o cu marfa, cu calitate. Și născută unde? Ei născut în satul Hrătiești. Suntem căsătoriți din anul 85. Mulți ani înainte. Cum îi cheamă copiii? Copiii când-s căsătorit, când-s născut? Cum îi cheamă? Păi băietul cheamă Vasilii căsătorit. Fetișoara o cheamă Ana. Lucrează la oraș în Mobilbank. Și spuneți-mi, vă rog, în ce relații sunteți cu... consătenii, cu... Adică cum se trăiește în Măgdăcești astăzi? Un om de afaceri, să zicem, pentru dumneavoastră. Măgdăcești e un sat foarte oameni buni. Nu sunt răie, că la noi vin mulți de pe alte raioane și noi vara de obicei ținem florile și am văzvane vară. Și îi zâneară, cum te stău florile așa, fără paznic, fără nic. Satul, eu aș dau o notă de 10 chiar. Asta vorbește despre cultura localității. Tineretul mă rog, sunt neajuns, dar sunt mici. Nu se fac de așa mari, mari grosolănei, dar unde o știi, satul e, asta e educat foarte bine, conștient. Nu se fac.